Deși folosește o paletă cromatică variată, întotdeauna caută ca în interiorul spațiului de lucru să găsească acea relație specială între formă și culoare. I-a reușit și în cele mai noi lucrări realizate pe care le-a expus pentru publicul slătinean în holul Bibliotecii Județene Ion Minulescu. Vorbim despre Marius Cioc, unul dintre cei mai talentați artiști din generația tânără. Este un proiect care a luat naștere în urmă cu 2 ani de zile, și pe care l-am gândit inițial ca fiind un proiect ce avea să fie prezentat publicului într-un muzeu, într-un spațiu adecvat, însă ulterior, pentru că accesul într-un spațiu muzeal este puțin mai dificil pentru generația tânără de artiști, am gândit, sau mai bine spus, am regândit din mers conceptul acestui proiect, astfel că am ajuns să numesc expoziția de față în afara muzeului, spațiu în care de altfel ne și aflăm. Lucrările de mari dimensiuni sunt realizate în tehnica uleiului pe pânză. Artistul Marius Cioc a folosit în realizarea lor instrumente de lucru dintre cele mai variate, de la pânze încărcate de culoare și amprentate pe suprafața de lucru, renunțând aproape în totalitate la pensulă, până la spatule de mari dimensiuni. Pictează cu cârpe îmbibate în culoare, cu spatule pe care uneori, eu știu, le găsește, a zice că sunt obiecte uzuale, spatule de diferite dimensiuni sau tubul de culoare îl pune direct pe pânză și de aici lucrează și modelează culoarea. Din acest motiv, după cum și bine observăm, gama lui cromatică este expresivă, bogat texturată, vibrează. Mă bucur foarte mult că el se revendică undeva din punct de vedere stilistic în zona abstracționismului liric, pe linia lui Kandinsky, liric cu aceste poluri și tapii în zona noastră europeană. Este greu de bănuit în ce zonă se va duce de aici înainte. Vreau doar să fim martori unui spectacol pictural și artistic extrem de interesant. Expoziția va fi deschisă până la mijlocul lunii ianuarie, iar cei care doresc un tablou de mari dimensiuni semnat Marius Cioc pot achiziționa oricare dintre lucrările expuse.